Salutare, oameni buni, și bine ați venit la Chestii Complicate Explicate Simplu. Astăzi vorbim despre ergonomie. De la ultima glaciațiune și până astăzi, în era computerelor, oamenii au făcut diferite activități fizice ca agricultura sau războiul, ceea ce i-a ținut într-o bună condiție fizică pe tot parcursul vieții. Acum petrecem foarte mult timp în fața ecranilor computerelor, fie ele PC, laptop sau telefoane inteligente. Termenul de ergonomie vine din limba greacă, ergos, egal muncă, și nomos înseamnă lege sau normă. Ergonomia este cea care face echipamentele ușor de folosit. Ergonomia ne oferă reguli care ne ajută să utilizăm cât mai eficient computerele, având cât mai puține efecte dăunătoare asupra sănătății noastre. Analizând imaginile, să descoperim regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a avea o poziție corectă când lucrăm la calculator. Spatele drept, unghiurile la încheieturi între 90 și 120 de grade, picioarele așezate paralel relaxat pe sol, distanța față de ecran să fie minim lungimea brațului nostru, marginea de sus a ecranului la nivelul ochilor. După 30, maxim 50 de minute de lucru la calculator, luați pauză de 10 minute. Asta dacă nu jucați în joc. În descriere aveți link-uri către videoclipuri de YouTube care vă prezintă practic ce puteți face pentru a nu obosi foarte repede lucrând la computer. Dacă vă place, dați click pe butonul like, și dacă vreți să vedeți ce videoclipuri noi apar, dați click pe butonul subscribe. O zi bună vă doresc!